Speculându-se foarte mult în mass media, legalitatea organizării referendumului pentru demiterea președintelui țării din data de 29 iulie, secretarul Partidului Național Liberal Suceava, Viorel Mihăescu, a făcut câteva precizări pe această temă. În vigoare în acest moment este ordonanța numărul 41, care se referă la referendum. Această ordonanță preia un conținut identic al unui act normativ din 2007, care a fost supus deja judecății Curții Constituționale și este vorba de decizia numărul 420 din 3 mai 2007. La momentul respectiv a fost emis un act normativ care prevedea în articolul 10, unic articol modificat al legii referendumului, că demiterea președintelui României este aprobată dacă a îndeplinit majoritatea voturilor valabile exprimate la nivelul țării ale cetățenilor care au participat la referendum. Articolul care prevedea demiterea președintelor cu majoritatea voturilor valabile exprimate, care a fost deja supus judecății Curții Constituționale în 2007 și validat de curte, a fost reluat cuvânt cu cuvânt în ordonanța aflată azi în vigoare. Curtea Constituțională a reținut în decizia 420 din 2007 față de obiecțiile de neconstituționalitate formulate la acea vreme, tot de către niște parlamentari PD, că niciuna dintre obiecțiunile de neconstituționalitate nu este întemeiată. Deciziile Curții Constituționale sunt valabile permanent și nu pot fi anulate. Mihăescu a menționat că legea despre care vorbește a fost declarată constituțională, motiv pentru care demiterea celor doi președinți ai camerelor Parlamentului, dar și a președintelui țării, este constituțională. Cât despre schimbarea regulilor în timpul jocului, Mihăescu a venit cu explicația. Nu este vorba nicio schimbare a regulilor în timpul jocului. La data emiterii ordonanței de urgență, referendumul nu fusese încă declanșat, nu avusese loc votul pentru suspendarea președintelui. Mai mult, Guvernul Boc a fost cel care a intervenit și a modificat legislația aferentă printr-o ordonanță de urgență în cursul desfășurării unei proceduri de referendum, și anume un referendum consultativ care a avut loc în anul 2009. În legătură cu publicările în Monitorul Oficial, trebuie spus că pentru a publica o decizie a Curții Constituționale, aceasta trebuie să fie redactată și modificată și nu doar transmisă opiniei publice printr-un comunicat. Se așteaptă redactările deciziilor și după aceea, desigur, publicarea este o simplă procedură tehnică.